Hai, salutare! Într-o zi toridă de vară, totuși soarele apune. Bine v-am regăsit. Duvel, Bier Belgique and Val Dieu Triple. Pripel, cum vreau să spuneți. Două beri de renume, două beri. Nu le-am degustat, dar sunt sigur, după nota pe care au pe internet, două beri excepționale. Nu vreau să vorbesc foarte mult despre aceste beri, pentru că, sau să mai explic filozofia despre aceste două beri, vreau doar să le degust. Nu vreau să vorbesc foarte mult, pentru că știți foarte bine că sunt în România foarte mulți experți legați de degustarea berilor și sunt foarte mulți somelieri și berari experți și mega elaborioși care studiază foarte bine berea în România și avem așa de multe beri în România încât aceste două beri sunt nesemnificative, așa că vreau să trecem cât mai repede peste aceste beri. Duvel Belgian Golden Ale, puteți să vă documentați pe internet care nu ați auzit despre ea sau nu ați citit, este o bere cu renume, bere blondă fermentată în sticle, produse de o anumită familie care se ocupă, au o tradiție în spate, numai din ingrediente naturale, apă, malț din ors, glucoză, drojdie de hamei. N-am mai citit numele acelei familii pentru că nu sunt un francofon și nu vreau să dau bătăi de cap specialiștilor din România. Conține orz. Haideți să vedem ce e cu duvelul ăsta și dacă merită consumat. Are un alcool de 8,5%. Extract cu primel 16. Gheața din pahar. Sper să se vadă culoarea. Are o carbonare, carbonație destul de intensă, destul de puternică. Spumă de asemenea. Miroase specific berilor belgiene, hameiul specific berilor belgiene. Nu miroase foarte puternic. Nu miroase a hamei, miroase a citrice. Se simte oarecare amăreală, se simte hameiul, are o pregnație foarte intensă, nu este foarte dulceagă, nu este un lef, nu este ca berile de abație, este mamăruie, am impresia că este o bere pilsen, dar foarte aromată. Am spus, se simte aroma de citrice, dar nu de hamei. Este o amăreală, dar este o amăreală ciudată. O amăreală intensă. Ai impresia că asta este o bere tripel sau triplă sau dubel. Nu este pe gustul meu, este o bere bună, nu este pe gustul meu pentru că nu este dulceagă. Prefer bere dulcege, sincer nu aș mai degusta din nou această bere, nu aș bea-o, adică nu aș bea 2, 3, 4, 5 butelci. Este făcută, interesant cum am văzut, pentru Quebec, înseamnă că este făcută pentru Canada, această butelcă. Are o aromă specifică Belgiei. Am spus, este prea mare pentru gustul meu, este o bere bună, clar. Nu este ceva special, nu are ceva special. Ai impresia că este o bere comună belgiană. Cam atât despre ea, nu am cuvinte la mine, nu vreau să vă nebunesc. Hai să trecem mai departe. Val Dieu, bere triple, Belgian triple ale, nepasteurizată, nefiltrată. Dublu fermentată, cu refermentație în sticlă, alcool
9%, extract primar 20%. Malzi norsk, zahăr, drojdie și hamei. Producător brasserie de Abaio du Val Dio, Belgia. Am auzit și aceasta. Are o, în spatele ei o anumită legendă, n-ar vreau să mai ne batem ideile filozofale despre structura și conținutul acestei beri. Documentați-vă și voi pe internet. Da, după cum se vede, are o insignă de argint. Bine, în ultima perioadă. Așa, hai să vedem ce cu ea. Bere bună, mereu, doar atunci când este rece. Bine. Asta se vede, nu știu ce să zic, artizanariberry.ro este făcută de români, adică da, o bere rece, poți să bei și noroc și să-i se pară bună, în fine. Este mai tulbure, are o carbonare destul de intensă, este foarte tulbure, sedimente nu are, este o bere tulburică. Miroase mult mai pronunțat decât duvelul. Ai impresia că miroase, pe cuvântul meu, al lapte. Al lapte. Nu miroase a hamei, nu miroase a fructe, nu miroase a ierburi. Miroase foarte ciudat, foarte ciudat. Ai impresia că miroase a o cutie de lapte care a stat în frigider 2 săptămâni. Asta simt eu. Degustați, încercați, vedeți, treaba voastră. Foarte acidulată, foarte acidulată. Are un gust pe care te lovește în papilele gustative. Este prea aromată pentru mine. Prea puternică. Eu nu pot să o definesc. Efectiv, mi s-a oprit în gât. Este foarte aromată, are o aromă intensă, este o bere dulceagă, dar în același timp foarte amară. Da, dulceagă și în același timp foarte amară. Are o aromă foarte intensă de fermentație, dar nu de drojdie, o fermentație de bere, o fermentație de butoi. O aromă pe care nu poți să o identifici cu nicio bere din România, oricât de craft ar fi ea, o aromă aparte. Nu sunt pentru mine aceste beri, sunt prea aromatizate, sunt prea dificile de degustat pentru papilele mele gustative. Da. Asta mai merge. Asta, lantă triple, este foarte ciudată, încercați-o, nu pot să-i definez gustul, nu este ierboasă, nu este legat de citric. Se vede eliberarea dioxidului de carbon, este foarte acidulată și are o aromă foarte pregnantă, zic eu, hai să o definez, de ierburi. Nu ierburi mediteraniene, ci ierburi belgiene, norvegiene, suedeze. Ai impresia că are un pic gust de mosc. E foarte ciudată această bere, nu știu dacă mai putea, nu știu dacă pot să beau această bere, toată această bere, pentru că este singura și cea mai puternică bere aromatizată, prea aromatizată pentru mine. E, nu știu, așa ceva n-am mai întâlnit. Gustați-o, degustați-o, spuneți-mi părerile pe rețelele de socializare. Cea mai ciudată bere din câte am băut până acum.